Am să vă invit și pe dumneavoastră să vă ridicați. Iar în seara aceasta vom predica dintr-o epistolă întreagă, din 2 Timotei, dar nu vom citi pe toată, așa că îngăduiți-mi să citesc selectiv câteva imperative ale Apostolului Pavel și voi avea răbdare să se afișeze ca să le putem urmări. Citim bună oară 2 Timotei, capitolul 1, versetul 6 și 7, apoi capitolul 2, versetul 1 și 2. Dar întâi 2 Timotei, toate vor fi din 2 Timotei, 1 cu 6 și 7. De aceea ți-aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chibzuință. 2 cu 1. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe și pe alții. Capitolul 3, versetul 10. 3 cu 10. Tu însă ai urmărit de aproape învățătura mea, purtarea mea, hotărârea mea, credința mea, îndelunga mea răbdare, dragostea mea, răbdarea mea, prigonirile și suferințele care au venit peste mine în Antiohia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigonire am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. Versetul 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, că știi de la cine l-ai învățat. Capitolul 4, versetul 1 și versetul 2. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Amin. Să ne așezăm. Dragii mei, după ce în prima seară am urcat treptele iubirii, după ce am văzut că prima treaptă a iubirii este să te iubești pe tine, corect, fără egoism. Am văzut de asemenea că a doua treaptă este să iubești pe ai tăi, așa cum sunt. Și să iubești mai ales atunci când nu poți să-i schimbi, atunci când nu-i mai poți influența, atunci când pare totul, că totul e pecetluit cu ai tăi, ai tăi din casa ta, din familia ta lărgită, dintre prietenii tăi, ba chiar din biserica locală, unde vii duminică de duminică, regulat. Abia în ultimul rând, a treia și cea mai înaltă treaptă, dar în mod natural a treia, nu prima, este să iubești pe străini. Pentru că numai atunci ne calificăm să iubim pe străini, când suntem în stare să ne iubim pe noi înșine, așa cum se cuvine, și pe ai noștri. Și apoi ne extindem spre străini. Iubirea de străini, cum vă spuneam, e o iubire sporadică, nu o facem în fiecare zi, e o iubire care stă sub semnul providenței, ea cumva stă în versetul acela cunoscut de noi, că Domnul a pregătit faptele bune mai dinainte, noi să umblăm în ele, să ne ajute Dumnezeu. Aseară, cum bine știți, cred că majoritatea ați fost și aseară, am urcat treptele maturizării. Și am văzut cum roada Duhului, aceea compusă din 9 elemente, se împarte în 3 triade. Iar prima triadă, ca o temelie, înseamnă dispozițiile minții. Apoi, a doua triadă, a doua treaptă, am văzut că se referă la calități ale relațiilor. Pentru că atunci când stăm bine cu noi înșine, stăm bine și în relații. Putem să fim făcători de bine, plini de bunătate, ca Domnul. Iar apoi a treia treaptă, cea mai înaltă,
A treia treaptă erau principii ale conduitei, care țin de consecvență, blândețe, autocontrol. Acele lucruri pe care toți ni le dorim și la care lucrăm zi de zi și cu care ne frământăm toată viața, așa cum este corect. Să ne ajute Domnul să urcăm și pe aceste trepte. În seara aceasta, ultima din sezon, îngăduiți-mi să aduc înaintea dumneavoastră alte trepte pe care le vom numi treptele slujirii. Treptele slujirii. Și m-am gândit că de unde, de altundeva, să vorbim despre slujire, dacă nu din 2 Timotei, o epistolă pastorală, ultima scrisoare pe care Apostolul Pavel a trimis-o, se pare, nu lui Timotei, ultima dintre toate, o scrisoare pe care Pavel o scrie în pragul martirajului, sub acea emoție a nostalgiilor, a amintirilor de tot felul, și bune și rele. Ne aducem aminte pe scurt despre Timotei, că a fost recrutat de Apostolul Pavel în cea de-a doua călătorie misionară a sa, iar relatarea despre recrutare o avem în câteva versete la începutul capitolului 16 din Cartea Faptele Apostolilor. Nu vom mai citi, vreau să vă povestesc, pentru că oricum ne place mai mult să ni se povestească și mie îmi place la fel. Vreau să vă aduc aminte sau să ne aducem aminte că acest personaj pe nume Timotei era un tânăr, poate foarte tânăr, când Pavel a trecut prin Listra, localitatea de unde l-a recrutat, și citim despre el ceva ce am vrea să putem spune despre toți tinerii bisericii noastre, anume că frații îl vorbeau de bine. Nu vă ascund faptul că sunt impresionat că în aceste seri, și parcă mai ales aseară și azi, avem foarte mulți tineri cu noi. Mi-aș dori ca despre tot să se potrivească cuvântul acesta. Frații să-i vorbească de bine. Și din acești tineri, din generația copiilor mei, ai dumneavoastră, ai nepoților, să ridice Dumnezeu o armată de slujitori. Nu doar cântăreți, nu doar predicatori, profesori, profeți, văzători, oameni cu darul, cum îl numesc frații ortodoxi, darul acesta, mie îmi place formularea lor, zice, care au darul înainte vederii, adică văd dinainte. Majoritatea vedem numai după. Câte unul vede dinainte. Pentru că ochii sufletului, ochii inimii, îi sunt deschiși, clari, luminați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Fie ca și din tinerii dumneavoastră de aici, să scoată Dumnezeu martori puternici. Pentru că generația de mâine are mare nevoie de slujitori, cum fiecare generație, și să ne asculte Bunul Dumnezeu. Și ei tot venind seară de seară, să pună Domnul în ei impuls, motivație, cunoștință, tot ce au nevoie. Domnul să-i ajute! E bine, dragii mei, iată-l pe Timotei, care este, cum ziceam, recrutat din Listra, pentru că frații îl vorbeau de bine, mărturia locală, ați văzut mărturia locală cât este de importantă? Deși el venea dintr-o familie cu probleme, era dintr-o familie mixtă, să nu uitați acest detaliu, mama era iudeică și tata era grec. Sigur că îți pui întrebarea, cum s-a căsătorit o iudeică cu un grec? Știți cum? Fugind de acasă. Dar unde scrie, frate Ghiță, nicăieri? E doar o deducție logică. Pentru că nu era de conceput ca o fată evreică să se căsătorească cu altcineva decât cu un evreu. Prin urmare, dacă o face, ea fuge de acasă. Și odată ce fuge, nu se mai întoarce niciodată acasă, pentru că familia nu mai primește. Spre deosebire de noi, care nu suntem evrei, evrei și atunci, ca și acum, mă refer la evreii ortodoxi cu omic, adică cei care sunt practicanți, în momentul în care s-a încălcat o regulă atât de elementară, de fundamentală, și te-ai căsătorit greșit, da? Cum nu se face, cum nu se iartă, cum nu se acceptă, familia o renega. Iar mama lui Timotei, după căsătorie, nu numai că n-a mai avut acces acasă, dar când membrii din familia ei naturală se întâlneau cu ea întâmplător pe stradă, pe drum, pe uliță, pe trotuar, nu numai că n-o salutau și nu-i răspundeau la salut, dar o tratau ca și cum, oare cine intuiește ce vreau să zic? Ca și cum, să vă aud.
ca și cum o tratau pe loc atunci când se întâlneau cu ea. Sunt pe același trotuar, da? Se intersectează. Și o tratau ca și cum fizic. Ca și cum nu există. Ea saluta, ea se apropia, ea... Iar el, tata, mama, oricare, treceau pe lângă ea, ați auzit cuvântul, ăsta e cel mai greu cuvânt, ca și cum nu există. Pentru ei nu mai există. Evident că era dat afară din sinagoga locală, ea nemaiavând acces la sinagogă. Toate căile de acces erau închise pentru o fată care a călcat strâmb, atât de strâmb, cum nu se mai poate îndrepta. Sper din suflet că grecul acela a iubit-o, sper. Sper că măcar nu i-a părut rău în sensul conjugal, sper. Sper că a fost amabil cu ea. Nu știm ce-o fi fost, un funcționar, un ofițer, poate mai în vârstă decât ea, poate mai versat în ale relațiilor. Sper că a prețuit-o. Sper că nu și-a bătut joc de fata asta, care oricum a nimerit rău, a pățit rău. Din relația lor, sper de iubire, a apărut o odraslă, un băiat pe nume Timotei. Știm că, sau deducem, că tatăl a rămas în continuare grec, adică păgân, iar ea nu mai era iudeică, nu mai putea să-și practice crezul. Iar el a rămas așa cum era, pentru că Pavel când îl găsește pe Timotei zice că a trebuit să-l ducă să-l taie împrejur, lucru care trebuia să se săvârșească la câteva zile după naștere, dacă mama nu s-ar fi căsătorit cu un grec. Ori între ei au fost multe discuții, cel puțin în legătură cu circumcizia, și tata s-a impus și a zis, fiul meu este grec. Deși religia la evrei se transmite după mamă. O serie întreagă de complicații. Ca într-o familie mixtă. Nu știm dacă la vremea când Pavel îl găsește pe Timotei în biserică, mai trăia tatălui, nu știm. Probabil mama trăia, probabil și bunica, Pavel va face referire și la bunica din partea mamei. Oricum, ce știm este că venea dintr-o familie cu probleme, o familie cu o anumită încărcătură, iar mama lui probabil s-a convertit direct la creștinism, fără a mai avea acces în iudaism, dar direct, probabil, la predica lui Pavel, sau s-a convertit direct, l-a întâlnit pe Hristos și Dumnezeu i-a salvat sufletul, i-a salvat copilul, poate i-a salvat soțul, poate nu știm. Mă opresc aici cu detaliile. Am vrut doar să vă sensibilizez, dragii mei, frați și surori, dragi tineri, și să vă arăt că Timotei n-a venit din cea mai fericită familie, că Timotei n-a avut cel mai exemplar tată, că Timotei a avut probleme de familie și că poate niciunul de aici nu avem familii fără umbre, fără pată. Poate toate familiile, în sensul larg al lor, au lumini și umbre. Poate că toți ne putem judeca pe toți pentru familiile noastre, dar poate că toți ne putem aprecia pe toți pentru familiile noastre. Timotei devine un slujitor veritabil al lui Dumnezeu și un ucenic atât de apropiat, probabil favorit pentru apostolul Pavel, în condițiile în care vine dintr-un mediu de felul acesta discutabil, ceea ce arată că nu spre Timotei ar trebui să privim, ci spre măreția, puterea, providența lui Dumnezeu. Cum Dumnezeu alege oameni, cum Dumnezeu ridică oameni pe treptele slujirii și cum apostolul Pavel în ultima sa epistolă, în 2 Timotei, cum vom vedea, îi așează în fața lui Timotei trei trepte ale slujirii, trepte mari, parcursuri mari, serioase, frumoase ale slujirii. Haideți să urcăm împreună aceste trepte. Prima treaptă a slujirii o numim, dragii mei, pasiunea. Pasiunea. Iar dacă unii dintre dumneavoastră vă notați, vă luați notițe, textul pentru pasiune este capitolul 1, versetul 6, până la versetul 18, până la finalul capitolului. Priviți-vă rog la versetul 6, pe care noi deja l-am citit. De aceea, zice apostolul Pavel, îți aduc aminte să, ia să zicem împreună, înflăcărezi darul care este în tine prin punerea mâinilor mele. Câtă taină și dogmatică este aici.
nu vom insista, dar nu pot să nu vă spun că ar fi corect să credem până și noi evanghelicii, ar fi corect că în momentul în care se pun mâinile într-o ordinare, hirotonie, dinspre unul mai mare, spre unul mai mic, dinspre cineva cu experiență, spre cineva care e începător, înțelegeți, într-un raport de autoritate diferit. Ar trebui să credem măcar în lumina acestui verset, că în momentul în care se așează mâinile, ceva nevăzut, ceva dumnezeiesc, spiritual, se transmite dinspre cel mare spre cel mic. Ar trebui să ne obișnuim să credem. Pentru mine este de neconceput să merg înainte în slujire și să nu cred că la ordinarea mea nu s-a întâmplat nimic. Adică, cum să vă zic? Adică a fost doar un gest simbolic. Adică doar am făcut poze. Nu pot să cred că la ordinarea mea nu s-a întâmplat nimic. Nu pot să cred, nu pot să trăiesc cu asta. Am toată convingerea că la ordinarea mea, pentru că cei trei slujitori care au fost, eu i-am agreat, pot să zic că eu i-am ales. Am insistat să vină, i-am ales. Pentru că mi-am dorit și eu cred că s-a întâmplat. Ei erau foarte diferiți. Dacă vă spun numele, îi cunoașteți, dar să nu insistăm, dar e foarte diferiți. Și eu de la fiecare am vrut ceva. Și cred că am primit. Nu mă puneți să vă fac pe tablă ce am primit, că nu știu să desenez asta. Nu mă puneți să folosesc cuvinte exacte, pentru că mă tem că voi greși. Dar eu cred că s-a transmis ceva. Pentru că dacă nu se transmite nimic, nu-i nimic. Ori nu poate să nu fie nimic. E o paranteză dogmatică. Ar trebui să ne obișnuim să credem că se întâmplă ceva. Ceva haric, ceva divin, ceva nevăzut. O putere, o lucrare reală, chiar dacă e nevăzută. Pentru că Pavel spune, darul ți-a fost dat prin punerea mâinilor mele. Înseamnă că momentul acela a prilejuit primirea unui dar pastoral, evanghelistic, ceva de genul, unui dar de slujire publică, unui dar. Adică darurile nu se primesc așa, sau cum să spun, chiar așa, ci se primesc într-un cadru de autoritate, mă înțelegeți, într-un cadru de supunere, de ascultare, de mare-mic, știți, de la experiență, lipsă de experiență, mă înțelegeți, de întâlnirea aceasta dintre generații. Apostolul Pavel spune, înflăcărează darul care este în tine, înflăcărează-l, asta nu Domnul o va face, nici eu nu voi putea face, eu doar am prilejuit momentul acela, dar eu nu voi putea să stau lângă tine, nu voi putea să fac ceea ce tu trebuie să faci, prin urmare, înflăcărează tu darul care este în tine, adică energizează-te pe tine însuți, adică trăiește în mod conștient, asumă-ți vocația și înflăcărează-ți mereu darul acesta, ceea ce înseamnă, cum vă ziceam, cuvântul pasiune, umple-te de pasiune, încarcă-te mereu și mereu de pasiune. Pasiune pentru ce? Pasiune pentru trei lucruri. 1. Pasiune pentru Evanghelie. Priviți de la versetul 6 până la versetul 12, unde citim la un moment dat despre Evanghelia Domnului. Vedeți în versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Și apoi până la versetul 12, din nou se reia din nou tema aceasta cu Evanghelia, Evanghelia. Când zicem pasiune, zicem în primul rând, să rețineți asta, pasiune pentru Evanghelie. Slujitorului Dumnezeu, dacă vrea să urce treptele slujirii așa cum se cuvine, prima pasiune pe care trebuie să o aibă, cum să vă spun, atașament, încântare, bucurie, ochii lui să strălucească, este în legătură cu Evanghelia, cu vestea cea bună, că Hristos e Fiul lui Dumnezeu, a murit, a înviat, s-a înălțat la ceruri pentru noi și vine într-o zi să ne ia la El. Evanghelia nu este un text, chiar dacă avem Evanghelie. Când Pavel vorbește despre Evanghelie, oriunde vorbește, el nu se referă la Evangheliile cele patru sau la una dintre ele, pentru simplu motiv că nu erau scrise atunci. Nu existau la propriu. Deci să ne oprim cu asta.
Evanghelia nu e un text. Evanghelia e o persoană. Evanghelia e vestea bună a cuvântului, a logosului, a cuvântului care s-a făcut ce? Trup. Evanghelia e Hristos. Când spunem pasiune pentru Evanghelie, spunem pasiune pentru Hristos în sens nevăzut, pentru că de aceea numim Evanghelie, pentru că El nu mai este în trup. Și avem în Evanghelie, în pachetul acesta, tot ce este despre El, nu? Despre Hristos. Cuvântul lui Hristos, doctrina lui Hristos, viziunea lui Hristos, tot ce ține de Hristos. Și Pavel folosește în Coloseni chiar și ideea sau noțiunea cuvântului Hristos, care nu se referă din nou la un text, ci se referă la Hristos ca persoană și la lucrarea sa de mântuire. Pasiunea unui slujitor ar trebui să se îndrepte în primul rând către Evanghelie, și fie că e cântăreț sau predicator sau administrator sau face alte forme de slujire, în inima lui trebuie să fie mereu această permanentă bucurie a Evangheliei, legată de Evanghelie, de vestea bună, fie că o aude prin cântare, fie prin predicare, fie prin lectura Scripturii, mă înțelegeți? Fie printr-o experiență a Duhului, indiferent, el trebuie să fie plin de bucurie, să rezoneze. Marii slujitori ai lui Dumnezeu sunt iubitori de Evanghelie, purtători de Evanghelie. Ba chiar apostolul spune, noi suntem niște epistole vii, nu? Noi suntem scriși pe din afară și pe dinăuntru, pe toate părțile suntem cumva, iată, înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor ca o mărturie. Pasiune pentru Evanghelie. 2. Adăugați, vă rog, a doua pasiune, care se numește pasiune pentru doctrină. Doctrină. Versetul 13 și 14. Dreptarul învățăturilor sănătoase pe care le-ai auzit de la mine, ține-l cu credința și dragostea care este în Hristos Iisus. Lucrul acesta bun care ți s-a încredințat, păzește-l prin Duhul Sfânt care locuiește în noi. Reiau expresia, dreptarul învățăturilor, care? Sănătoase. Care nu se referă la învățăturile pe care eu le transmit, eu, sau slujitorii dinaintea mea, ci se referă în textul biblic, și așa ar trebui să rămână și în mintea noastră, la învățăturile pe care le-au transmis martorii oculari care l-au văzut și au umblat cu cine? Cu Hristos. Știu că asta ne ia un pic galoanele de pe umeri. Știu. Dar trebuie să spunem că doctrină, cu adevărat doctrină, cu de mare, nu se referă la interpretările noastre care, credeți-mă, ne străduim să fie în regulă. Dar nu se referă la noi, la nu știu câta generație. Ci doctrină, etalon, nu? Dreptarul, învățătul, etalonul, metrul, nu? Unitatea de măsură, originalul, poftim. Originalul e chiar originalul. Și cronologic și istoric se referă la cine a umblat cu Hristos. Vă aduc aminte că potrivit Galateni, capitolul 1, apostolul Pavel are el însuși nevoie să-i se confirme toată doctrina, toată teologia, stând 15 zile, puteți verifica asta în Galateni, stând 15 zile la picioarele lui, și o să ne șocăm, să nu spuneți al lui Gamaliel, la picioarele lui Petru. Am auzit pe cineva ținând o predică, tare mi-a plăcut și predica și titlul. Zice, de la picioarele lui Gamaliel la picioarele lui Petru. Mi-a plăcut enorm. E ceva care nu mă gândisem. Pentru unii, de la Gamaliel la Petru înseamnă o coborâre, nu? Înseamnă că ți-ai pierdut mințile și reperele. Înseamnă că. Pentru alții, noi care înțelegem mesajul creștin, care înțelegem toate tainele acestea, știți cum stau lucrurile? De la Gamaliel la Petru nu e coborâre, ce este? Urcare. 15 zile ne imaginăm că Pavel a fost în examen zi de zi. A fost scos la tablă de pescar și a spus punct cu punct toată doctrina lui Petru, prezentându-i lui Petru, uite cum cred eu, uite cum am înțeles, uite cum mi s-a descoperit, uite Arabia, uite, mă înțelegeți? Uite așa. Și Petru spune, asta rămâne, asta cade, asta merge, asta nu merge, asta potrivește, asta nu potrivește. N-ai vrea să auzi, nu? Cel puțin 15 zile în viața lui, Petru a fost profesor și cred că a savurat fiecare zi. Pentru că n-ai ocazia tot anul și toată viața
să vină să dea examen în fața ta apostolul Pavel. Petru va spune despre el mai târziu, în epistolele sale sunt lucruri greu de înțeles. Mai târziu Petru va înțelege cu greu. Da. Mai târziu Petru va înțelege. Ce frumoasă și relația asta. Vreau să vă spun, iubiții mei, și luați-o cu zâmbet, luați-o cu drag. Nu e suficient să ai pasiune pentru Evanghelie, deci pentru vestea mântuirii, pentru Hristos, ci trebuie să ai pasiune și pentru doctrină, adică pentru dogmă, pentru tot ce rezultă din lucrarea lui Hristos. Care doctrina e mai grea, mai complicată, mai polemică, mai, mă înțelegeți, mai grea. Știu, nu știu de unde moștenim un fel de aversiune față de doctrină. Ne plac poveștile, ne plac uneori manipulările emoționale, chiar predicatoriale. Da? Ne plac, sau nu știu dacă ne plac, dar ne simțim bine, ne complacem. Dar de fapt să știți că ceea ce nu atinge mintea, ceea ce nu ne atinge mintea, nu ne mântuiește. Se repetă asta? Ce nu ne atinge mintea, nu ne mântuiește, nu ne schimbă. Doar ne dă o stare de bine, aproape ca un drog. O alienare se numește. Dar noi nu vrem să ne alienăm, noi vrem să ne alinăm. Să ne liniștim cu adevărat. 3. Nu doar pasiune pentru Evanghelie și doctrină, pasiune pentru frățietate. Frățietate. Avem versetele 15 la 18. Știi că cei ce sunt în Asia toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. Domnul să-și veste îndurarea peste casa lui Onisifor, căci de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu. Nu numai atât, dar când am fost în Roma, m-a căutat cu multă grijă și ce-a făcut? M-a găsit. Dea Domnul să capete îndurare de la Domnul în ziua aceea. Tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes, frățietate. Pavel îi spune lui Timotei cu propriul exemplu: Timotei, ascultă, tu iubește Evanghelia, tu iubește doctrina, dar nu-i uita pe cine? Pe oameni. Cum eu am întâlnit un Onisifor care m-a căutat și mi-a alinat toate durerile. Cum eu i-am întâlnit pe cei din Asia, pe Figel și Ermogen. Și după ce am întâlnit și m-am bucurat de ei și m-am investit în ei, m-au părăsit. Ca și cum nu m-au cunoscut niciodată. Cum eu am întâlnit și așa și așa, tu vei întâlni pe Onisifor al tău. Pe Figel al tău, care o să-ți facă figură. Pentru că nimeni nu scapă, nimeni. Dar, ascultă-mă, Timotei, tu iubește frățietatea, tu iubește omul, tu fii ca Hristos între oameni. Că doar nimeni a fost trădat mai mult ca Hristos și nimeni nu iubește oamenii mai mult ca Hristos. Slăvit să fie El. De aceea, prima treaptă a slujirii este pasiunea care, ați văzut în textul biblic, are legătură cu Evanghelia, cu doctrina, cu frățietatea. Ce completă e această pasiune, ce clară este. Nu pasiune, așa o emoție de moment, ci ceva care îți cultivi, o înflăcărare a darului, care este până la urmă un act ce ține de voință și de rațiune și să ne ajute Dumnezeu. A doua treaptă este responsabilitatea. Responsabilitatea. Ne mutăm în capitolul 2, primele 13 versete. Responsabilitate. Priviți la versetul 1 și mai ales la versetul 2. Tu, dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine, acum vă rog să mă ajutați, deci ce ai auzit de la mine în fața multor martori, deci vedeți cât de deschisă este predarea aceasta, spuneți, încredințează la oameni de care? De încredere, care să fie în stare, ei aceia, ce să facă? Să învețe pe alții. Timotei, îi zice apostolul printre rânduri, slujirea nu este doar pasiune, nu doar îți place, de acolo se începe. După ce îți place, după ce te așezi pe temă, învață pasul 2, treapta 2, învață să fii responsabil. Învață să fii atent la detalii. Învață că ceea ce știi și a pus Dumnezeu în tine, vocația ta,
nișa ta, pătrățica ta, ceea ce tu ai de oferit, învață să oferi. Nu la întâmplare, nu la întâmplare. Nu oricum, nu oricui, ci la oameni de care? De încredere. Fii atent, fii responsabil de ceea ce ai, de ceea ce oferi, pentru că la un moment dat toți vom da socoteală. Mai ales de darul nostru și de investiția pe care Domnul a făcut-o în noi. Iar tu, Timotei, fii atent și împărtășește la oameni de încredere care să fie în stare. Ideea lui Pavel aici este o idee profundă legată de ucenicizare, putem spune. Adică se referă la faptul că noi ar trebui să transmitem mesajul cât mai intact, nu? Cât mai pur, cât mai autentic generației care vine după noi, în așa fel încât generația aceea să transmite mai departe și mai departe. Pentru că, iubiții mei, fac o afirmație pe care vă rog să o luați cu grijă, cu meditație. Creștinismul a ajuns până la noi, la aproape 2000 de ani distanță, nu din cauza textelor, dar nu subestimăm Scriptura, ne înțelegem. Dar nu din cauza textelor, că accesul la text e recent. Până recent, majoritatea oamenilor, secole la rând, nu știau să citească. Și dacă credința ar fi rămasă în baza textelor, credința s-ar fi pierdut pe drum. Să reflectați la asta, vă rog. Credința a ajuns până la noi nu pe calea textelor, ci pe calea care? Pe care cale? Orală. Mai mult. Pe calea transmiterii din, oare ce vreau să zic? Generație în generație. Elogiez înaintea dumneavoastră în seara aceasta forța exemplului, forța mărturiei. Elogiez înaintea dumneavoastră căldura credinței, doctrina fierbinte, nu doar doctrina. Elogiez înaintea dumneavoastră mentorarea, adică mentor învățăcel, duhovnic penitent. Elogiez înaintea dumneavoastră această legătură, aceste verigi care se leagă ca la un lanț, nu? Care rezistă. În care, precum la alergarea cu ștafetă, da? Alergarea cu ștafetă, cineva se oprește și cineva tocmai ce face? Începe. Fie ca în primul rând familiile noastre să fie așa și în primul rând copiii noștri să ducă mai departe. Iar apoi, în slujirea noastră fiecare, să căutăm oameni de încredere care să ducă și ei mai departe. Responsabilitatea se referă să fii atent cu resursele pe care le ai, să fii atent cu investiția pe care a făcut-o Dumnezeu în tine și, cum bine zicea C.S. Lewis, cât de bine, cât de logic zicea, nimeni nu e chemat pentru el, orice chemare e mereu pentru alții. Dacă eu am o chemare să predic, dacă am, atunci aceasta nu e pentru mine, pentru că eu nu predic pentru mine. Nu mă înțelegeți greșit, nu sunt fariseu, dar zic, eu știu lucrurile acestea, nu mai are sens să le rostesc, asta vreau să zic, tehnic. Prin urmare, predica pentru mine, deși o fac cu mare plăcere, o fac cu plăcere, cu bucurie, dar predica pentru mine este un efort, dar nu mă plâng, nu mă zic, e un efort, adică e o elaborare, adică e un pic dificil, că ceea ce știu să simplific, să, nu? Să pun într-un ceas, nu putem sta aici până la miezul nopții. Sau putem, dar nu vom sta. Eu mă elaborez. Pentru mine predica este o trudă, este o... Mă înțelegeți? Eu nu am nevoie de ea tehnic, pentru că ea deja e în mine. La fel orice chemare. Nimeni nu e chemat pentru el. Oricine, oricare dintre noi e chemat pentru altul. Și abia o chemare exercitată te duce spre semeni cu adevărat. Abia o chemare exercitată. Prin urmare, asta e responsabilitatea. Responsabilitate înseamnă nu față de Dumnezeu. El oricum ne vede, oricum ne cântărește, ci responsabilitatea este pe orizontală, aici, în relație cu frățietatea pe care trebuie să o slujesc, cu oamenii pe care trebuie să-i slujesc. Așa cum m-a chemat Dumnezeu, cum înțeleg, cum pot eu. Iar Apostolul Pavel aici, pentru responsabilitate, oferă în următoarele versete, după versetul 2, oferă trei imagini frumoase. Prima este imaginea soldatului. Uitați-vă la versetul
Versetul 3 și 4 zice: suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Aici vă spun un secret textual. În original, în grecește, nu este cuvântul pentru soldat simplu. Nu este, cum am crezut și eu, ci în original este cuvântul pentru ofițer, cum l-am traduce noi azi ofițer, ceea ce schimbă un pic nuanță. Și Pavel aici se referă nu la un soldat, ci la un gradat, cum am zice, care se recunoaște un ofițer, are un pic mai multă responsabilitate decât un soldat. Și imediat perspectiva se nuanțează. Deci când Pavel spune: auzi, Timotei, tu nu te încurca cu treburile vieții, cum nici ofițerul nu se încurcă cu treburile vieții, ci el pur și simplu, după ce a devenit ofițer și a depus niște jurăminte, nu? Și s-a pregătit pentru acolo, pentru asta, el e trup și suflet pentru cauză, pentru țară, pentru o cauză mai mare decât el. De aceea vom zice că responsabilitatea presupune strategie, dacă vreți să notați. Strategie. Ostașul de aici nu are legătură cu lupta corp la corp, ci are legătură cu strategia. Decizia unui ofițer, porunca unui ofițer, are mai mult impact decât acțiunea mai multor soldați. Și poate să ducă la moarte sau la viață. La victorie sau la înfrângere. O decizie greșită, cu un impact extraordinar. Responsabilitatea asta înseamnă, în primul rând, presupune strategie, adică presupune să gândim de 10 ori până când acționăm în slujire, cum? Odată. Cele mai multe greșeli le facem nu că suntem oameni răi, ci din cauza că ne grăbim și suntem conduși de emoții, de sentimente prea puternice, prea intense în slujire. Uneori suntem subiectivi, alteori suntem răzbunători, alteori suntem părtinitori, alteori suntem cum știți dumneavoastră că sunteți. Un adevărat ofițer e un strateg. Nu face nimic întâmplător. El poate să fie neînțeles de ceilalți, dar el înțelege ce face. Așa slujitor să ne dea Dumnezeu, peste tot. Strategi. Atenți la detalii. Nu vorbesc mult. Nu explică la toată lumea care oricum n-ar înțelege, dar știe ce face. Majoritatea uneori nu-l înțeleg pe slujitor. N-au cum. Credeți-mă, nu vă supărați pe ei. N-au cum. Ușor să judeci un slujitor. Ușor. Dar el, sper, că înțelege ce face. Și dacă el înțelege, e de ajuns. Pentru că Domnul e cu el. Pentru că nu-l lasă Dumnezeu. Că biserica nu e a lui. Știți că nu e a lui. Știți că biserica are un stăpân mai mare, chiar dacă nu se vede, e mai mare. Știți că biserica are un mire. Știți că numai un mire poate avea o mireasă. Și știți că mirele e Hristos. Să ne înduioșăm și să ne umplem de respect că noi, de fapt, când slujim, slujim în acest ogor, sub această autoritate, că noi suntem unelte, că rezultatele nu sunt ale noastre, sunt mereu ale lui Hristos, ale împărăției, sunt roadele crucii lui Hristos. A doua imagine pentru responsabilitate este imaginea atletului, următorul verset, pare mi se versetul 5. Și cine luptă la jocuri, e vorba de, se pare, de atletism, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli. Notați acolo, vă rog, că responsabilitatea presupune disciplină, nu doar strategie, disciplină. Atletul poate să învingă în bătălia lui, în concurența lui sportivă, pentru că s-a pregătit, pentru că nimeni dintre olimpici, hai să dăm exemple din sfera înaltă a sportului, nu? Olimpiada, știți că nici măcar nu e în fiecare an. E odată la 4 ani, cred, nu? Știți bine că nimeni nu ajunge campion olimpic din întâmplare. Acolo nu mai există întâmplare. Să auziți vorba asta. Există locuri în lume, în sport și în alte privințe, chiar și în business, unde de la un anumit nivel în sus, într-un fel de vârf al piramidei, nu mai există, ziceți, ce am zis? Întâmplare. Acolo s-a construit până acolo, s-a muncit. Acolo se poate face manual cum s-a ajuns acolo.
un campion olimpic n-a ajuns campion întâmplător. Ăla nu s-a trezit cu medalia pe... La 4 ani de zile, puțin spus, dar cel puțin pentru competiția aceea, 4 ani a lucrat, nu o dată pe săptămână, zi de zi. A dormit cu program, a mâncat cu program, a lucrat cu program, n-a avut mofturi, n-a avut timp de mofturi. Pur și simplu pentru el, 4 ani de zile, singurul gând care a guvernat în mod total mintea lui a fost competiția. Competiția. De aceea a ajuns campion, pentru că el 4 ani s-a gândit la subiectul ăsta. Și s-a supus la discipline, discipline de fier. O, iubiții mei, aș bucura să înțelegem și noi ca slujitori că nu putem să slujim fără disciplină și dacă le cerem oamenilor să se disciplineze cu mâncarea, cu postirea, cu dormitul, cu cheltuitul, cu, cum să zic, că toate-s legate, cu slujitul, cu... dacă noi și eu și colegii mei, noi vă cerem dumneavoastră să, hai să ne civilizăm, hai să ne educăm, hai, noi trebuie să fim primii exemple cu asta. Apreciez mult slujitorii disciplinați, care își respectă angajamentele, care vin la timp, care, mă înțelegeți, care își fac temele, care nu vorbesc nici măcar câteva minute, ăștia care sunt vorbitori publici, nici măcar câteva minute nu vorbesc fără să se pregătească. Îi apreciez pentru că văd la ei, și nu mă înșel, văd la ei că sunt mult mai pregătiți decât spun. Nu invers. Că știu mult mai mult decât au ocazia să ne spună vreodată. Și pentru asta îi iubesc și îi respect maxim. Văd că își impun niște principii aspre, că doar bine zicea Pavel, mă port cum? Aspru. Așa mă port. Nu cu altul, cu mine. Cu altul sunt găduitor, dar cu mine. La noi este riscul să fie cum? Invers. Aspri suntem cu alții. Îngăduitori suntem cu noi. Să aibă Dumnezeu milă de noi. Nu pot să fac regulă în viața nimănui, cu atât mai puțin în casa lui. Nu pot, dar cu mine pot să fac regulă. Adică dacă ce nu pot acolo, pot aici. Iată un șantier, te rog, ocupă-te unde poți. A treia imagine este imaginea plugarului sau a agricultorului. Următorul verset, haideți să-l citim, versetul 6 și 7. Plugarul trebuie să muncească înainte să strângă roadele. Înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Iar plugarul, agricultorul, ne duce cu gândul la efort, la trudă. Așadar avem, responsabilitatea presupune strategie, presupune disciplină și vă rog să înruntați și asta, presupune efort. Efort. Disponibilitate la efort. Nu există slujire fără efort, fără trudă. Nu există să mergi în misiune și să nu te trezești dimineața. Nu există, că pleacă avionul fără tine. Nu merge ca în gluma aceea românească, bine, nu cu avionul, era cu trenul, că gluma e de pe vremea trenurilor doar, în care cineva la sala de așteptare stă de povești cu altcineva, s-au cunoscut în sala de așteptare, cum se întâmplă, și atâta povestesc ei și atâta se înțeleg ei de bine, în vreme ce și-au spus unul altuia unde merg, la destinații diferite și la ore diferite. La care, la un moment dat, celălalt, da, că ăsta trebuia să meargă înainte, trenul lui pleca mai devreme. Și celălalt îi spune, măi, du-te repede că îți pleacă trenul. Ăsta liniștit, zice, stai liniștit, zice, că nu pleacă, că la mine e biletul, a spus. Și-a rămas liniștit. Zice, a ce-i biletul? Zice, cum să plece? Știți că trenul a plecat. Pentru că trenul nu stă în loc, avionul nu stă în loc, astea sunt numai niște exemple, lumea nu stă în loc, istoria nu stă în loc, tu trebuie să intri în ritmuri. Nu spun să-ți dai viața, nu spun să ajungi să faci lucruri care nu se fac, nu spun, dar cât atârnă de tine, cât poți, în slujire, slujirea presupune un efort. Vedeți, leviții din Vechiul Testament, mi se pare un bun exemplu.
Leviții din Vechiul Testament aveau și ei familiile lor, aveau și ei responsabilitățile lor, greutățile lor, de acord? Și ei erau oameni, oameni căsătoriți, cum noi suntem oameni căsătoriți. Dar pe umerii lor s-a așezat o povară suplimentară, pentru că ei cândva, într-o împrejurare dramatică, când s-a pus întrebarea cine e pentru Domnul să vină la mine, ei s-au ridicat toată seminția și au zis, noi suntem pentru cine? Nu pentru Moise, pentru cine? Pentru Domnul! Și dacă ești pentru Domnul, pregătește-te pentru trudă și efort. Slujirea este ceva suplimentar, în vreme ce celelalte ale familiei, ale traiului de zi cu zi, ale altor probleme de zi cu zi, nu ți le ia nimeni, adică nu ți le ia să-ți dea asta, ci îți adaugă asta peste toate acele. Poate și din cauza asta ar trebui mai mult să ne rugăm pentru slujitori și să-i stimăm, mai ales pentru aceia care chiar se luptă cu curăție de inimă, să-i binecuvinteze Dumnezeu. Pentru că ei și-au luat o sarcină suplimentară. Slujirea nu înseamnă înlocuire, adică cineva se poartă grijă de familie, cineva, mă înțelegeți? Adică tu le predai toate celelalte, că acum tu ești slujitor. Nu, nu ți le ia nimeni, tot ale tale sunt. Ce întâmpină un om care nu slujește în viața de zi cu zi, întâmpină slujitorul, încă la el uneori e mai presant, dacă ați vrea să știți. Bătălia uneori e mai mare. Nimeni nu îi le ia. Dacă dumneavoastră treceți prin crize financiare, crize familiale, crize parentale, în relația cu copiii, mai ales după ce devin mari, să știți că și noi trecem și am trecut prin toate acelea și probabil vom mai trece. Dacă dumneavoastră vă simțiți lezați și ofensați uneori că oameni vă fac rău, poate fără să vrea, și noi trecem prin asta. Uneori nouă ni se face rău și se vrea să ni se facă rău, adică e mai dureros. Toate acestea le luăm în piept, nu suntem cruțați. Și peste ele, auzi, ca un premiu, doar că nu e premiu. Avem truda și grijă. Apostolul Pavel spune asta vorbind despre sine într-una din epistole. Știți că pe deasupra tuturor acestora pe care le îndur și enumeră el acolo multe suferințe, zice, mai port, zice, grija pentru toate bisericile. Fiecare biserică deschisă, o nouă biserică deschisă pentru Pavel era o grijă, nu în minus, ci o grijă cum? În plus. Ce e slujirea, frate Ghiță? O grijă în plus. O grijă în plus. Că nu-ți ajunge familia ta, știi? Te mai preocupi tu și de familiile altora. Nu-ți ajunge să păstrezi relația bună cu soția ta. Nu-ți ajunge, că nici aia nu-i simplu. Mai te preocupi și să aibă toți relații bune cu soțiile lor. Nu vreau să vă descurajez, nu vreau. Vreau doar să spun cât de responsabil trebuie să fim, cât de atenți trebuie să fim. A treia treaptă și ultima. După pasiune și responsabilitate, notați, vă rog, viziunea. Viziunea este cea mai înaltă treaptă a slujirii. Despre viziune citim în capitolul 3, versetul 10, și continuăm până în capitolul 4, versetul 2. 3 cu 10 până la 4 cu 2. Apostolul Pavel îi spune lui Timotei, cel puțin în fragmentul acesta, parcă aici mai mult decât în restul epistolei, îi spune lui Timotei, Timotei, dragă, nu e doar despre pasiune și responsabilitate, trebuie să fii și vizionar, adică stai maxim, adică să ai minte largă, deschisă, largă în sensul bun al cuvântului, să... Timotei, trebuie, o să vedem ce înseamnă viziunea, chiar din text. Trebuie, Timotei, să te dezvolți în continuu, trebuie mereu și mereu să-ți faci up-to-date, cum zic tinerii noștri, să fii la zi. Adică tu nu poți să rămâi în urmă, tu dacă intri în cursa asta pentru slujire, tu nu poți să rămâi în urmă. Alții își permit, tu nu-ți permiți treaba asta, tu nu poți să-ți permiți. Tu nu poți să-ți permiți sincope, tu nu poți să-ți permiți să nu știi, și chiar când nu știi anume matematică, nu întotdeauna știm, tu trebuie să intuiești, tu trebuie să, mă înțelegeți, să intuiești. Uneori n-avem decât intuiție, dar să știți că uneori și intuiția aceea e sub călăuzirea Duhului Sfânt. Au fost momente când eu în slujire am acționat din pură intuiție și să știți că nu m-am înșelat, că m-am bizuit pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Dar n-am avut argumente, argumentele au venit mai târziu, știți? Au fost momente când am simțit că acolo nu-i ceva în regulă, într-o situație. Credeți-mă, n-a fost. Pentru că eu nu m-am dus cu gândul că nu e în regulă, înțelegeți? Nu era de la mine. Eu chiar mă duc cu gândul că e în regulă, că mi se pare, că e un zvon.
Eu merg cu această idee și mi-am pus-o în minte de la mai marii mei, de la înaintașii mei. Să mă duc la om crezând că omul e sfânt. Plecăm de la premiza, el are nota 10 și de acolo scădem. Vă recomand asta, altfel nu puteți sluji. Altfel nu mai slujim pe nimeni. De la mine toți au din oficiu nota care? Nu unul din oficiu. De la mine au, știți ce notă? 10. No, de acolo încep să scadă. Dar mă lupt să nu scadă. Și spun mereu și uneori chiar așa e, băi, numai mi se pare, băi, să nu mă grăbesc să schimb nota, să nu mă grăbesc. Că uneori m-am grăbit și am greșit. Că era, am dat eu 7, dar era de 9, măi. De 9 era. Ca să vorbim în termen de note. Viziunea, așadar, dragii mei, are 3 mari imperative, urmărind textul de, cum vă ziceam, 3 cu 10 până la 4 cu 2. În primul rând, ce înseamnă viziune? Înseamnă fi învățabil. Fi învățabil. Versetul 10. Spune Apostolul Pavel, nu mai recitesc tot fragmentul, zice, tu ai urmărit îndeaproape învățătura mea, purtarea mea, răbdarea mea, îndelunga mea, răbdarea. Nu mai citesc tot. Timotei, tu ai urmărit îndeaproape ceea ce înseamnă că ai premiza unei bune slujiri, a unei viziuni, pentru că nu ai luat-o de capul tău, că nu inventezi tu roata, că nu inventezi tu predicarea acum, pentru că, iubiții mei, frați și surori, dragi slujitori, noi chiar nu inventăm nimic și nici nu trebuie să inventăm. Noi trebuie numai să intrăm în galeria asta marilor oameni a lui Dumnezeu. Asta e maxim pentru noi. Timotei, tu ai urmărit îndeaproape, tu ai stat cu ochii pe mine. Timotei, tu ai învățat lecția mentoratului, tu ai învățat că de fapt a continua să slujești bine, a avea viziune, minte largă, minte deschisă, înseamnă să fii în permanență învățabil, să nu închizi niciodată școala, tot timpul să rămâi la școală, să rămâi în clasă, în permanență. Așa să ne ajute Dumnezeu. Învățăm, dragii mei, nu doar de la oameni reali, pentru că nu putem fi contemporani cu toți sfinții, suntem contemporani numai cu câțiva. Despre alții sau de la alții cu care nu mai suntem contemporani, învățăm din scrierile lor. De aceea a citi nu este neapărat o plăcere, nu trebuie să fie o plăcere, s-ar putea să nu-ți placă, am înțeles, n-am nimic împotrivă, dar e obligatoriu să citești ca să intri în conexie cu mințile altor. Adică să înveți de la alții cu care nu te mai poți întâlni niciodată. Cu unii suntem contemporani, doar că suntem foarte departe și șansele de a ne întâlni sunt foarte reduse. Așa că trebuie să acționăm prin lectură, prin video, prin, mă înțelegeți, prin materiale, prin multimedia, să intrăm la tezaur, să ajungem la resurse. Prin lectură, prin vizionare, prin întâlnirile live, prin toate deodată, în același timp, nu că acum facem asta, în același timp, permanent, permanent, să căutăm să învățăm, să ne extindem, să cunoaștem, să vedem altul cum privește, altul cum a întâmpinat, altul, nu numai eu, nu sunt singur, nu sunt singur pe ogor, nu sunt singur în lucrare, nu sunt singur. Am văzut slujitori chemați de Dumnezeu și cu talent și cu cunoaștere, care, dragii de ei, s-au izolat. Pentru că la un moment dat, e o formă de aroganță asta, hai să recunoaștem, e o formă de aroganță să crezi că numai tu gândești, că numai tu slujești, că numai tu. E aroganța lui Ilie care a zis, am rămas numai eu, singur. Și Domnul începe să numere. Stai, Ilie, să numărăm. Și când a făcut totalul, au ieșit câți? 7.000. Dintr-o dată Ilie se smerește. Dintr-o dată. Când ești unul din 7.000, te vezi mai mic. Când ești singur, te vezi mare. Eu sunt unul din 7.000. Sper că și tu ești unul din 7.000. Pe moment, ți se pare că, na, tu ești, că numai în jurul tău și că fără tine. Asta numai ți se pare. Fac o afirmație pe care să o luați de bună, vă rog. Peste 50%, deci peste 50% din ceea ce știu, nu e de la mine. Nu e de la mine. N-am descoperit eu. E de la alții. Sper să nu mă disprețuiți pentru asta. Sper să mă apreciați. Sper. Dacă mă întrebați, de exemplu, bun frate, dar cât peste 50%? Atât ar mai pot să vă zic, mult peste 50%. Nici măcar în hermeneutică, în interpretarea textelor biblice, nu merg decât în procent foarte mic pe ceea ce
deduc eu, pe ceea ce înțeleg eu. Iar la predică, oricare predică, nu mă ridic să predic dacă nu am confirmări pentru ceea ce urmează să spun de la oameni mai mari ca mine în ale Scripturii. Faptul acesta aș vrea să-l luați ca o simplă lecție, ca un simplu exercițiu. Pentru mine este o mare siguranță că ceea ce spun este certificat de un cor de marturi și încă din aceea de mare eminență și de mare prestigiu. Să dea Dumnezeu ca obiceiul ăsta să-l avem tot mai mulți. Foarte puțin îmi prezint părerile mele, foarte puțin, pentru că nu cred în ele. Pentru că totuși rămân părerile mele. Poate și din cauza asta nu sunt o fire conflictuală. Nimeni nu-și aduce aminte să se fi certat cu mine. Ceea ce mă bucur că e așa. Nimeni nu-și aduce aminte. Mai întreb pe unul pe altul, bă, ți-aduce aminte că nu ne-am certat noi. Dar zice, noi nu ne-am certat, bravo. Asta am vrut să nu ne-am certat. Am polemizat, am avut păreri diferite, bă, păreri. Unul dintre motivele pentru care nu sunt conflictual nu e că sunt inteligent, că sunt bun, ci e faptul că în mare parte mă bazez pe ce spun alții, dar ăia alții sunt specialiști, ca să ne înțelegem, nu alții. Întâmplare. Fii învățabil, învață, ca un burete, nu? Îmbibă-te. Atâta forță vei avea, atâta viziune vei avea, cât poți să intri în mințile altora, nu? Atâta viziune vei avea, da? Mai multă nu, poate mai puțină, da, dar mai multă niciodată. Nimeni nu poate depăși, înțelegeți, informația pe care o acumulează. Nu poate. Poți numai să o uiți și să nu știi ce să faci cu ea. Adică să fii mai puțin, dar mai mult, niciodată. Știu că fac o afirmație prea puțin duhovnicească, o vedem noi, dar să știți că măsura noastră a slujitorilor este, de fapt, măsura dată de interconectarea asta. Cât reușim să fim deconectați la ceea ce contează, aia e măsura noastră. Așa e că nu e așa duhovnicesc. Așa că v-ați fi așteptat să spun că sclipirea aceea, că alea sunt rare. Alea sunt rare. Alea sunt rare, 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 tare. Alea sunt bomboane, cum să zic, delicatesuri. Mâncarea de bază e asta care vă spun. În al doilea rând, pe lângă fi învățabil, fi consecvent. Fii consecvent. Uitați-vă, vă rog, împreună cu mine la versetul 14. 14. Tu să rămâi în lucrurile pe care le-ai învățat și de care ești deplin încredințat, căci știi de la cine le-ai învățat. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Hristos Iisus. Îmi place acest tu să rămâi. Viziune înseamnă fi învățabil, dar înseamnă și fi consecvent. Adică rămâi. Adică nu fi instabil, știi, nu te clătina. Păi și când nu știi, nu te clătina. Rămâi matur pentru că vor veni confirmările. Sau, mă înțelegeți, nimeni nu pășește în siguranță întotdeauna, mental și așa. Nu vă ascund faptul că eu, ca și colegii mei de altfel, așa cred, avem multe dileme. Dar nu venim acum să vi le punem într-o seară. Câte dileme avem noi, pentru că n-ar fi ziditor. Dar avem multe dileme. Nu mi-e rușine să recunosc, nu mi-e rușine, că sunt texte în Biblie, texte și nu puține, pe care nu le-am predicat. Și pe care poate nu o să le predic niciodată. Sigur, puteți să mă judecați pentru asta. Poate dumneavoastră știți slujitori care predică la absolut orice text, care n-au o problemă. Uite, eu am multe probleme, că am multe dileme. Mie îmi dau multe texte cu virgulă, din punct de vedere hermeneutic. N-am siguranță. Am zis hermeneutic, predicatorial, nu că nu-mi plac textele, nu că nu înțeleg ceva din ele, dar nu se leagă. Nu e textul de vină, evident. Nivelul meu e scăzut, dar nu se leagă. Plus că am câteva texte, mai ales din acelea cu mare încărcătură emoțională, texte, unde nu mă simt pregătit emoțional pentru că mi se pare că sunt fariseu, că eu n-am trăit nici măcar o experiență care să fie cât de cât apropiată de ce pățește personajul acolo. Și uite că nu-l predic din cauza asta. O fi asta o slăbiciune? Poate nu o fi. Poate e un bun simț.
Oricum rămân suficiente texte de predicat, unde mă simt mult mai confortabil și mai sigur pe mine. Am în ultimii ani, și s-ar putea să se extindă această implicare, o activitate academică care vă mărturisesc că mă încântă, îmi place. Mi se și potrivește puțin, cred. Deci am contact uneori nemijlocit cu viitorii predicatori, o parte din ei, care am văzut că se atașează de mine și eu de ei. Eu întâi de ei, eu i-am iubit întâi. Că așa merge, la mare trebuie să iubească întâi. Acum și ei mă iubesc. Și la fel îi învăț și pe ei, nu vă aruncați la orice text, chiar dacă e din Biblie. Nu vă aruncați. Nu e pentru voi, nu e pentru acum, nu e pentru așa, nu e pentru acolo. Să rămânem la lucrurile pe care le-am primit, pe care le stăpânim. Să ne simplificăm, să nu ne pierdem ducându-ne prea departe. Înotăm dincolo de geamandură și gâfâim și ne punem viața în pericol. Hai să rămânem dincoace de geamandură, nu? Că nu la întâmplare s-a pus geamandură aceea acolo. 3. Viziunea înseamnă să fii relevant. Să fii relevant. Versetul 1, capitolul 4. Te rog ferbinte înaintea lui Dumnezeu. Apoi versetul 2. Propovăduiește cuvântul. Stăruiește asupra lui la timp și ne la timp. Asta înseamnă fi relevant. Nu doar fi învățabil și consecvent, bun, foarte bine, dar fi relevant, propovăduiește, ieși, riscă-te, afirmă. Slujirea este o formă de risc, frate Ghiță? Este. Pentru că de obicei e publică și tot ce e public e supus judecății. Eu am numai doi ochi, nici nu sunt așa grozavi, ăștia ai mei. Nici frumoși nu sunt, nici așa grozavi, am nevoie să mă ajut. Dar uite câți ochi sunt aici, mult mai frumoși și mai sănătoși decât ai mei. Și toți se uită la mine. Și în spatele atâtor perechi de ochi este un creier. Un creier. Câte creiere sunt aici. Spatele creierului sunt experiențe de viață pe care multe eu nu le am. Prin urmare, eu sunt supus unei judecăți, nu cu rea voință, ci pentru că m-am ridicat. Cine se ridică? Se ridică. Afirmă. Pot eu greși? Evident, chiar greșesc. Nu fac intenționat, mă străduiesc să nu greșesc. Sunt eu infailibil? Nu sunt. Sunt faibil, sunt failibil, sunt supus greșelii. Infailibil, perfect, e numai Dumnezeu. Eu uneori vorbesc despre Dumnezeu, mă străduiesc să o fac cât mai bine, dar mereu spun că nu e despre mine, e despre El. Și ceea ce îmi doresc și vă doresc și dumneavoastră, este să fim relevanți în slujirea noastră. Că o slujire corectă și cu frică de Dumnezeu, o slujire bună, dar irelevantă, rămâne totuși fără finalitate, adică fără finalitate. Evident că e mai comod pentru mine, mă dau pe mine exemplu ultima dată, evident că pentru mine ar fi mai comod nu să vin trei seri aici, spun trei seri că am fost trei seri. N-am fost cu bucurie și vă mulțumesc de invitație. Nu am apucat să vă mulțumesc public. Dar pentru mine ar fi mai comod și poate chiar mai util, pentru mine, am zis, să nu vin trei seri aici. Acum deja am comis-o, bun, e târziu, dar să nu fi venit. Și în timpul ăsta să mă retrag în camera mea, în condițiile mele, și să citesc și să stau cu cei mari, prin lectură, știi? Să stau cu cei mari. Doar că dacă aș cădea pe extrema asta, foarte comodă pentru mine și corectă și nu-i păcătoasă, nu? Fac ceva minunat. N-aș mai fi relevant, vedeți? N-aș mai fi relevant. Adică cu ce aș mai zidi eu trupul lui Hristos? Țineți minte aceste trei trepte ale slujirii. Pasiunea, responsabilitatea și mai ce? Viziunea. Una mai înaltă decât alta. Una care o presupune pe cealaltă. Una care se construiește din nou și din nou. Iar pentru o lectură extinsă, vă recomand să citiți toată epistola 2 Timotei, care toată este despre slujire. Și fie ca Domnul să ne dea tuturor
protecție, binecuvântare și fie ca când va fi să ne mai vedem, să ne vedem cu bine și să deschidem Scripturile într-un număr așa de frumos și încă mai mulți care să vină aici nu pe mine să mă asculte, nu despre mine e, ci să vină de bucuria lui Hristos, a Scripturilor, a unei seri tihnite, pentru că nu știm câte vom mai avea din acestea, să profităm de ele. Așadar, pe toți vă îmbrățișez de la distanță, de aici, cu ochii vă îmbrățișez, cu inima, și fie ca anul acesta să ne fie cu sănătate și cu protecție și cu eficiență, în iubire, în maturizare și în slujire. Amin.